Oțelul Galați contra lui Dinamo București a fost ultimul duel al rundei cu numărul 3 a play ului Superligii. Chiar dacă 90 de minute cele două echipe mai mult s-au tatunat reciproc decât să producă spectacol, prelungirile au adus momente incredibile pentru suporterii oțelari. În ultimul minut al timpului adițional al actului secund, oțelul a țâșnit pe contraatac. Gălățenii au dat lovitura prin Răzvan A fost un gol al descătușării pentru cei aproape 10.000 de suporteri prezenți pe arena de la malul Dunării. A fost un joc foarte bun, am stat foarte bine tactic, am fost agresivi, am lăsat foarte puține șanse adversarilor să ne pună poarta în pericol, ne-am creat două, trei ocazii clare, cred că victoria este meritată. Sunt fericit și pentru publicul care a plecat acasă mulțumit, chiar dacă am marcat în minutul 90 plus 3, este o victorie pe deplin meritată și felicit echipa suporterii noștri Galațiul. să trebuie să marcheze mai mult, nu am avut timp să îl felicit, nu prea îi felicit, să nu li se urce la cap, merită felicit felicitări toți care au intrat pe parcurs, care au început jocul, pentru că am stat foarte bine, atât tactic cât și mental, a afirmat Dorinel Munteanu la Digisport după fluierul final al partidei. În urma acestui rezultat, oțelul Galați și-a sporit consistent șansele de calificare în primul baraj pentru Europa, fiind la doar un punct în spatele liderului la zi al clasamentului grupei, care este Uta Arad. În etapa următoare, oțelul se va deplasa în capitală pentru partida contra lui Fece Voluntari, care se va disputa sâmbătă de la ora 17.